Cartea 1 Petru, într-un fel, se aseamănă cu alte epistole ale Apostolului Pavel prin faptul că are o structură asemănătoare. Adică, în capitolul 1, Apostolul Petru ne vorbește despre viața nouă pe care o primim prin nașterea din nou, iar de la capitolul 1, ultima parte, sau partea a doua, până la sfârșitul epistolei, Apostolul Petru ne arată viețuirea nouă sau viața nouă care rezultă din această lucrare dumnezeiască a nașterii din nou, lucrată de Dumnezeu în noi. Această ordine este esențială pentru creștinism. Întâi Dumnezeu lucrează ceva în noi, transformă viețile noastre și apoi, ca urmare a lucrării lui Dumnezeu în noi, noi viețuim într-un anume fel. În seara aceasta aș dori să ne uităm la finalul capitolului 2, la finalul capitolului 2, și vom citi așa cum stăm, de la versetul 18 până la versetul 25. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bajocorit, nu răspundea cu bajocori, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Amin. Deși pasajul acesta, așa cum observați de la început, se adresează specific slugilor, acest pasaj are o relevanță extraordinar de mare pentru fiecare dintre noi, nu pentru că noi suntem și noi slugi. Bineînțeles, trăim într-o altă structură socială și culturală, nu mai există robi și sclavi, cel puțin nu oficial, totuși cuvântul lui Dumnezeu are aplicație pentru noi datorită motivațiilor pe care apostolul Petru le folosește aici, în dorința lui de a-i face și de a-i convinge pe acești oameni să fie supuși. Tema mare a pasajului este supunerea. Ea este discutată de la versetul 13, unde Petru vorbește despre supunerea față de autorități. Se continuă cu supunerea față de stăpâni și apoi în capitolul 3, la versetul 1, vorbește despre supunerea nevestelor față de soții lor. În această mare temă a supunerii, apostolul Petru petrece foarte puțin timp în a spune exact cum să se supună slugile și dedică cea mai mare parte din pasaj motivațiilor care trebuie să stea în spatele acestei porunci. Așa că, deși noi nu suntem slugi și nu avem stăpâni la care suntem sclavi sau robi, motivațiile pe care apostolul Petru le folosește aici în această viață care trebuie dusă în supunere, motivațiile sunt valabile pentru fiecare dintre noi. Motivațiile sunt valabile pentru fiecare dintre noi. Am observat un numitor comun la aceste motivații pe care le vom observa, și anume că numitorul comun al acestor motivații este Dumnezeu. Și am extras de aici un principiu. Pentru un credincios, motivația supremă care stă în spatele tuturor acțiunilor sale este Dumnezeu. De fapt, aceasta este diferența fundamentală dintre un creștin și un om moral. Un om care se poartă bine în societate. Un om care are, să spunem, are o conduită sau un comportament exterior care s-ar potrivi unui om pe care noi îl considerăm un om bun. Un om bun. Diferența fundamentală aceasta este că un credincios face ce face datorită faptului că Dumnezeu îl motivează să facă lucrul ăsta. Noi nu facem ce facem datorită faptului că Dumnezeu ne dă anumite beneficii. Noi nu facem anumite lucruri din teamă că vom pierde anumite lucruri. În ultima instanță, bineînțeles, există submotivații, dar motivația supremă a întregii noastre trăiri este Dumnezeu. În orice circunstanță a vieții, în orice domeniu al vieții, în orice sferă a vieții, motivația supremă este Dumnezeu. Și pentru mine a fost uimitor să observ că apostolul Petru
ajunge să vorbească despre jertfa Domnului Iisus Hristos, să vorbească despre aprecierea lui Dumnezeu, într-o circumstanță sau într-o situație în care poate n-am aduce în discuție aceste lucruri foarte importante în creștinism, da? Să te supui stăpânului cu toată frica, nu numai celor care sunt buni, ci și celor blânzi, să aduci în discuție la acest fapt jertfa Domnului Iisus, parcă nu-i legături, nu? Ce treabă are jertfa Domnului Iisus cu a te supune stăpânilor? Are o treabă foarte mare. De aceea spun că aceste motivații transcend această simplă poruncă de a fi supus. Această motivație este universal valabilă pentru orice faptă și orice acțiune pe care Dumnezeu ne-o cere nouă și care compune într-un fel viața creștină ca și ansamblu. Aici este un test foarte important, cred eu. Creștinii de nume, da? Creștinii nominali, care consideră că religia creștină este un fel de asigurare pentru veșnicie, un fel de tranzacție pe care ai făcut-o cu Dumnezeu la un moment dat în viața ta, prin care ți-ai asigurat veșnicia, creștinii aceștia foarte deranjați de faptul că Dumnezeu are ceva de spus în toate aspectele vieții noastre. Ce treabă are Dumnezeu în relația mea cu stăpânul? Ce treabă are Dumnezeu în relația mea cu soția? Ce treabă are Dumnezeu în felul în care eu îmi cheltuiesc banii? Ce treabă are Dumnezeu cu felul în care eu îmi petrec timpul? Ce treabă are Dumnezeu cu structurile astea, cu viața din afara bisericii, cu viața din afara momentului special de celebrare și de închinare ca acesta pe care noi îl avem în această seară? Creștinul adevărat înțelege că Dumnezeu are ceva de spus în toate domeniile vieții noastre, în toate sferele vieții noastre, în toate relațiile vieților noastre. Dumnezeu stă în spatele, ca motivație supremă, în spatele conduitei noastre, comportamentului nostru, acțiunilor noastre, motivațiilor noastre și așa mai departe. Cu alte cuvinte, nu-L putem izola pe Dumnezeu duminică la adunare. Dacă cumva am mușcat vreodată din minciuna asta că Dumnezeu este aici și putem în același timp să nu-L avem în restul săptămânii, ar trebui să ne scoatem din cap chestiunea asta. Nu există creștin care să-L aibă pe Dumnezeu, să-L poate izola. Se spune că societatea seculară contemporană a reușit să-L izoleze sau să-L scoată pe Dumnezeu la marginea societății. Nici vorbe de așa ceva. Nu putem să facem așa ceva. Dacă suntem creștini, nu putem să-L marginalizăm sau să-L izolăm pe Dumnezeu sau să-L programăm pe Dumnezeu ca pe un aer condiționat să se manifeste și să lucreze doar la anumite momente sau numai în anumite domenii din viața noastră. Dumnezeu invadează la propriu întreaga viața unui credincios. Și de fapt dorința lui Dumnezeu, intenția lui Dumnezeu este ca prezența sa manifestată în viețile noastre în fiecare domeniu să fie percepută de ceilalți oameni cu care luăm contact. Cum putea un stăpân necredincios să ia contact cu prezența lui Dumnezeu? Palpabil, să spunem. Cum putea să ia contact cu prezența lui Dumnezeu? Decât dacă slujitorul lui sau robul lui credincios se manifesta și trăia ca un credincios. Și el purta prezența lui Dumnezeu prin faptul că trăia cum vroia Dumnezeu. Așa ajungea în contact. Cum a ajuns? Pentru mine este o uimire, o uluire la propriu și contemplu imaginea aceasta din când în când. Cum creștinismul în câțiva zeci de ani a reușit să invadeze tot Imperiul Roman până acolo încât și în casa cezarului erau credincioși. Nu pot să-mi scot ideea asta din minte. Cum? Cum au făcut treaba asta? Păi prin trăirea unei vieți de credință autentică. Prin aducerea lui Dumnezeu, că de fapt nici nu putem izola dacă suntem credincioși adevărați. Aducerea lui Dumnezeu în fiecare sferă a vieții, în fiecare relație, în fiecare domeniu. Oamenii aceștia au reușit să aducă prezența lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu s-a manifestat prin viețuirea lor, prin vorbele lor și oamenii s-au întors la Dumnezeu. Ne uităm în această seară la două motivații mari care stau în spatele vieții de credință. Nu doar în spatele supunerii acestor oameni, ci care stau în spatele întregii vieți de credință. În primul rând, prima motivație supremă este Dumnezeu. Prima motivație supremă este Dumnezeu. Și apoi Apostolul Petru, de la versetul 21 până la final, ne arată că a doua motivație, care este legată de prima, este Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Versetul 18, avem o poruncă. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri. Prima motivație acestor oameni era că Dumnezeu le-a poruncit acest lucru. Nu că supunerea este o îndatorire. Supunerea este datoria noastră. Era datoria lor. Este o responsabilitate. A soțiilor față de soț, a acestor oameni față de stăpânilor, a noastră ca cetățeni față de autorități. În multe sfere supunerea este o poruncă. Este o îndatorire. Este o datorire a noastră. Dar noi ne supunem nu pentru că așa trebuie să facem. Numai ca să fie așa armonie în societate. Noi ne supunem fiindcă Dumnezeu ne cere să facem lucrul acesta.
Acesta este modul în care autoritățile iau contact cu prezența lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, de multe ori, oamenii sunt motivați în Scriptură la supunere ca cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Ca cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Eu dacă mă supun, Dumnezeu iasă în evidență. Dacă nu mă supun, tot Dumnezeu iasă în evidență. Eu spun ceva oricum despre Dumnezeu. Că vreau sau nu vreau. Mulți oameni se roagă sau credincioși se roagă ca să aibă o mărturie. Mărturie oricum o avem. Întrebarea este ce fel de mărturie avem. Motivația pe care o prezintă Petru aici este că Dumnezeu ne poruncește să facem acest lucru. Dumnezeu ne poruncește să facem acest lucru. Cuvântul supunere înseamnă a te pune sub o ordine sau a te pune sub un plan sau a te pune sub un aranjament. Dumnezeu a lăsat anumite structuri în societate sub care trebuie să ne punem. Dumnezeu a intenționat ca în universul acesta să nu fie haos. Dumnezeu vrea ca în lume, la propriu în lume, să fie rânduială. Dumnezeu este un Dumnezeu a rânduielei. Și pentru ca să existe această armonie, noi trebuie să ne punem sub aranjamentele sau sub structurile lăsate de Dumnezeu. Scriptura abundă de exemple în care ni se arată cum cineva se supune față de altcineva. Același termen este folosit în relația Domnului Iisus cu părinții lui, el se supunea părinților lui. Același termen este folosit în relația demonilor care se supuneau ucenicilor încât ei au fost uimiți de lucrul acesta. În 1 Corinteni se spune că Duhul prorocilor este supus prorocilor. Tot în 1 Corinteni 14 se spune că soțiile trebuie să fie supuse în adunare. În 1 Corinteni 15 cu 28 se spune că Hristos se va supune Tatălui. În Efeseni 5 cu 21 ni se spune că creștinii trebuie să fie supuși unii altora, soțiile trebuie să fie supuse soților. Observați că această supunere este un ingredient elementar, ca în univers, în toate sferele, în toate relațiile, să existe o armonie, o ordine. Ideea asta a egalității absolute, da? Suntem egali în orice fel de privință, este de fapt o subminare și o împingere a societății și a oamenilor și a culturii spre anarhie. Supunerea nu spune ceva despre diferența în valoare. Da? Să luăm exemplu sluga și stăpânul. Amândoi erau oameni. Amândoi erau la fel de valoroși ca ființe umane. Nu-i viața unuia mai prețioasă decât viața altuia. Doar din punctul ăsta de vedere că sunt amândoi creația lui Dumnezeu. Autoritatea nu spune că există o diferență de valoare, ci autoritatea arată o diferență de funcție, de funcție de oficiu. Da? Este o armonie pe care Dumnezeu a hotărât-o pur și simplu în univers, până acolo încât și Hristos spune că se va supune Tatălui, că Hristos se va supune Tatălui. Bineînțeles, foarte pe scurt, există această obiecție adusă autorității Noului Testament datorită faptului că Noul Testament nu este un cuvânt foarte greu spus împotriva sclaviei, da? Sau apostolii n-au vorbit foarte clar pentru abolirea sclaviei. Și unii spun, în asta se dovedește că și Dumnezeu apostolului Pavel era un Dumnezeu cu probleme. Și unii spun lucrul acesta deschis. Unii oameni care spun că ei erau pe Hristosul Evanghelilor, nu pe Hristosul apostolului Pavel, da? Pentru că apostolul Pavel, unul din motive este că apostolul Pavel nu a luptat, nu a militat împotriva sclaviei sau nu a militat pro-abolirea sclaviei. Însă vedeți în Sfânta Scriptură, la un moment dat, Pavel spune, dacă te poți folosi de o situație în care să devii liber, fă lucrul acesta. Și trebuie să înțelegem, scopul Evangheliei sau scopul epistolelor apostolului Pavel nu a fost să, cum se folosește iarăși expresia asta, să răscumpere cultura, să transforme planeta, să aducă un fel de teocrație pe pământ. A fost și în Biblie există o separare foarte clară între structurile sociale care decurg din stat și biserică. Două lucrări diferite. Dumnezeu lucrează și prin autoritățile statului, lucrează și prin biserică, dar lucrează diferit. Lucrul acesta a mai fost amintit în biserică, în locul acesta. Însă este important de înțeles lucrul acesta. Motivul pentru care Pavel, motivul pentru care Petru în locul acesta nu vorbesc clar împotriva sclaviei este că nu pentru asta au fost trimiși ei. În anumite locuri vedem că voia lui Dumnezeu nu era, da? Dumnezeu nu dorea ca să existe structura aceasta, da? Deși Dumnezeu a permis-o în planul lui. Înțelegem un lucru foarte clar. Nu asta a fost scopul lor, să rescumpere, să transforme cultura. Scopul lor nu a fost o implicare în asta obsesivă în societate, deși noi ca cetățeni individual trebuie să ne implicăm în societate. Scopul lui a fost să predice Evanghelia, să aducă oamenii la mântuire, oamenii să beneficieze de,
viața veșnică prin credință. Apostolul Petru, arată în locul acesta că ne supunem datorită faptului că Dumnezeu ne-a poruncit lucrul acesta. Ne spune aici un lucru foarte interesant, zice să se supună cu toată frica. Nu știu dacă ați auzit, dar frica asta, chiar termenul grecesc, e exact termenul care duce la noi la fobie, fobo, da? Care duce la fobie. La propriul termenul frică. Zice să se supună cu toată frica. Unii spun că frica asta înseamnă un respect. Înseamnă un respect. Cred că înseamnă și respect și că cuprinde acest element al respectului, are această nuanță. Însă cred totuși că există o frică aici. Și cred că frica, lucrul la care m-am gândit, cred că frica pe care un om care se supune altuia trebuie să o aibă, este frica de a lupta și de a împiedica manifestarea unei autorități lăsate de Dumnezeu. Mie mi-este frică să mă opun unei structuri lăsate de Dumnezeu. Mie mi-este frică să fac ceva împotriva ceva ce Dumnezeu a lăsat. Mi-este frică. Nu că omul ăla în sine are o valoare mult mai mare decât mine și mi-inspiră frică. Nu. El este un om ca mine, dar se află pus într-un oficiu sau într-o structură de autoritate lăsată de Dumnezeu pe care eu trebuie să o respect. Mie mi-este frică să lovesc în structura aceea. Mi-este frică să mă port într-un anume fel încât să se distrugă armonia pe care Dumnezeu a intenționat-o. Zicea Calvin, această frică se naște dintr-o înțelegere corectă a datoriei. Vedeți, nu este vorba de diferență între oameni, ci de datoria pe care Dumnezeu mi-a lăsat-o și pe care eu trebuie să o întrupez în comportamentul meu. A doua motivație care o lasă, tot legată de Dumnezeu, nu este doar că supunerea este porunca lui Dumnezeu, ci că este plăcerea lui Dumnezeu. Auziți ce spune? Căci este un lucru plăcut. Și termenul din original pentru plăcut aici este același cuvânt folosit în general pentru har. Da? Este un favor sau este un lucru plăcut sau este un lucru acceptabil sau este un lucru favorabil în ochii lui Dumnezeu dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. El ne expune principiul acesta al faptului că Dumnezeu îi place să ne supunem chiar până la suferință. Da? Zice, e un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Adică în moment ce te supui. Este un lucru foarte important de observat aici. Cartea Petru, în general, vorbește despre conduita creștinului într-o lume ostilă. Da? Sau vorbește despre biserica care trăiește în lume fiind persecutată. Și este un principiu foarte important pe care noi trebuie să-l înțelegem. Din punct de vedere istoric, creștinismul veritabil întotdeauna a fost persecutat. Istoric vorbind. Întotdeauna a fost persecutat. Faptul că formele de persecuție s-au schimbat de-a lungul timpului, nu schimbă principiul acesta, ci îl întărește. Din punct de vedere istoric, creștinismul autentic, veritabil, a fost persecutat. A fost persecutat de stat sau a fost persecutat de alte forme religioase sau au fost persecutat chiar în interiorul creștinismului de nume, da? O religie tradițională a persecutat creștinismul autentic, veritabil. Acesta este un principiu pe care noi trebuie să-l adoptăm în mentalul adunărilor creștine. Că omul firesc va debita, va inventa tot felul de metode ingenioase ca să persecute. Va face lucrul acesta. Noi trăim, spunem, într-o vreme de libertate. Dintr-un anume punct de vedere, trăim într-o vreme de libertate. Dar faptul că acum formele de persecuție sau de opresare sau de marginalizare a creștinismului s-au schimbat, nu înseamnă că nu există o formă de persecuție. Ar trebui să ne deschidem bine ochii și să înțelegem că omul firesc întotdeauna va prigoni omul duhovnicesc. Și Petru spune aici, lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu dacă suferi pe drept. Da? Dacă tu trăiești ca un credincios și suferi din punctul acesta de vedere, în orice fel de privință, zice, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Ce motivație avea sluga sau ce motivație am eu astăzi să trăiesc viața de credință dacă sunt persecutat? Păi motivația pe care o am este că trebuie să fac lucrul acesta fiindcă Dumnezeu mi-a poruncit, dar a doua motivație pe care o mi-o dă este să fac lucrul acela pentru că lucrul acesta îi face plăcere lui Dumnezeu. Uciderea Domnului Iisus Hristos, această crimă odioasă care s-a făcut în care s-a făcut pe pământul acesta și pe care oamenii au făcut-o, are la bază exact același lucru.
o ură față de Domnul Iisus Hristos, o ură a umanității firești față de Cel care era lumina lumii, o ură a întunericului față de lumină. Acest principiu se transpune și este încorporat de Biserica Domnului Iisus Hristos. De Biserica Domnului Iisus Hristos. Ar trebui, repet, să luăm în mintea noastră acest principiu al suferinței. Mai este un principiu aici folosit la această motivație, l-am numit-o principiul conștiinței. Rolul conștiinței este fundamental în trăirea noastră. Uitați ce spune Scriptura. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui, față de Dumnezeu. Este important și în Scriptură se sublinează lucrul acesta, să nu facem lucruri împotriva conștiinței noastre. Din potrivă, chiar dacă vine o suferință mare, atunci când iei o decizie bazată pe conștiința ta, să merită să plătești prețul acesta. Să merită să plătești prețul acesta. Adică te poți duce, după ce ai făcut o decizie, da? În care ai avut argumente și de o parte și de alta, te poți duce după aceea să te uiți în oglindă, să te poți privi în oglindă și să spui: am crezut, am făcut ceea ce am crezut că este bine să fac. Asta este un lucru foarte important. Să te poți, la propriu, să te poți pune seara în pat, chiar de, să ne gândim la sluga asta, chiar după ce a fost poate pălmuită de sluga, pălmuită de stăpân, să se pună în pat și să spună: chiar dacă am fost pălmuit, eu știu că am făcut ce este bine. Există o satisfacție care vine odată cu trăirea după conștiința ta. Și există o... Oamenii se sinucid din cauza faptului că fac lucruri împotriva conștiinței. Nu pot să trăiască, pentru că conștiința îi acuză, nu pot să trăiască cu ideea că au făcut ceva împotriva conștiinței lor. Însă aici este un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegem. Conștiința noastră trebuie, dacă permiteți cuvântul ăsta, reformatată. Trebuie rescrisă, trebuie înnoită mereu prin lucrarea Duhului Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea ca uneori conștiința mea să-mi spună anumite lucruri sau să mă învinovățească pentru anumite lucruri pentru care n-ar trebui să mă învinovățească. Și alte lucruri să-mi dea libertate să fac anumite lucruri care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care își omoară conștiința, care își înșeală conștiința, care argumentează atât de mult cu conștiința lor, în sensul rău, da? În sensul rău, încât conștiința ajunge să nu mai sune, da? Când trebuie. Ajunge conștiința să se lase înșelată. De aceea, repet lucrul acesta, este bine să trăim conform conștiinței noastre atâta timp cât conștiința noastră este educată, înnoită, după cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Uitați un lucru foarte important pe care spune aici. Este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu. Adică cugetul meu funcționează, cum spune Apostolul Pavel în alt context, luminat de Duhul Sfânt, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Cugetul meu funcționează în relație cu Dumnezeu. Cugetul meu a suferit și el această regenerare. A fost înnoit și el, nu doar voința, nu doar sentimentele noastre, nu doar mintea noastră a fost înnoită, ci și cugetul nostru a fost spălat și înnoit prin sângele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Principiul conștiinței este foarte, foarte, foarte important. Petru prezintă două cazuri aici, două exemple. Două exemple în care sluga asta s-ar putea găsi, în care ea ar fi putut să sufere și în care ar fi trebuit să sufere cu răbdare. Uitați ce spune în versetul 20, primul caz, primul exemplu. În adevăr, ce fale este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuit când ați făcut rău? Și răspunsul este că nu există nicio fală, da? Adică nu meriți nicio apreciere. Însă pe mine m-a atins și verbul acesta răbda. Într-o traducere spune veți răbda, să suferiți răbdând sau veți răbda sau cu răbdare. Cuvântul acesta a răbda este un verb activ care se referă la o acțiune voluntară de a rămâne sub ceva. Principiul răbdării este foarte important. De ce? Pentru că de multe ori în creștinism se vorbește despre răbdare ca fiind resemnare. Adică n-am ce face, sufăr, rab. Dacă unul e mai tare ca mine și mă pălmuiește și eu nu pot să fac nimic, asta nu înseamnă că rabd. Este foarte greșit înțeles cuvântul a răbda. Asta nu înseamnă că rabd. Mă resemnez că n-am ce face, da? Dacă ridic mâna, mă termină, da? Păi e resemnare, nu-i răbdare. Răbdare este când ai putea să faci ceva, dar iei situația aceea asupra ta și în mod voluntar porți suferința respectivă. Asta înseamnă răbdare.
Nu înseamnă resemnare. Nu înseamnă abținere. Nu înseamnă implozie. Nu înseamnă că mine însumi mă dărâm de nervi și de supărare că mi s-a întâmplat situația aceea sau că Dumnezeu a lăsat situația aceea asupra mea. Nu înseamnă că în interiorul meu ridic mâna, cum spunea cineva, nu știu exact situația sau contextul respectiv, în care nu a reacționat în exterior, dar zice, mă, stai liniștit, am reacționat înăuntru. Știi? Nu te înjur cu glas tare, dar am făcut-o înăuntru. Nu a ridicat pumnul fizic, dar a ridicat înăuntru. Nu ai răbdarea. Răbdarea nu este că am reușit ceva dinăuntru care este real să împiedic să iasă în afară. Aia nu este răbdare. Răbdare este la propriu să înțeleg că situația aceea este în planul lui Dumnezeu și să o port, să o duc pe umerii mei ca un copil al lui Dumnezeu. Să o accept și să o duc înainte. Asta este răbdarea despre care vorbește Scriptura aici. Dar observați, întreabă Petru ce fală este. Ce fală este dacă ai făcut rău sau dacă ai păcătuit să fii pălmuit? Și răspunsul este că nu este nicio fală. Dar întrebarea este, ar trebui să fie o fală? Sau ar trebui să urmărim fala asta sau aprecierea asta? Și eu cred că cel puțin dintr-un punct de vedere în relația noastră cu Dumnezeu, nu că ar trebui să fac o faptă care să atragă fala asupra mea, ci ar trebui să fac fapte care sunt demne de apreciere, care sunt fapte demne de lăudat. Fapte demne de lăudat. După ce Petru vorbește despre motivațiile noastre în relație cu Dumnezeu, că e porunca lui Dumnezeu, că e plăcerea lui Dumnezeu, ne dă primul exemplu negativ, ne dă al doilea exemplu pozitiv, dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, îi repetă. Lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Așa începe argumentul acesta legat de Dumnezeu. Versetul 19. Este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și încheie argumentul în același fel, versetul 20, sau exemplele lui cele două. Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Într-o situație în care suferim pe nedrept, ar trebui să ne gândim la două lucruri. Nu la reacția pe care cineva o are față de ce am făcut eu, ci la natura lucrului pe care l-am făcut. Care e diferența? Eu pot să fac un lucru bun și reacția să fie rea. Pot să fac un lucru bun și reacția să fie rea. Eu nu trebuie să mă întristez. Eu nu trebuie să mă întristez datorită reacției, ci trebuie să găsesc bucurie în faptul că natura faptei sau acțiunii mele este bună. Cred că e clar lucru, da? Nu reacția este ceea ce contează în ultimă instanță. Da, mi-aș dori ca reacția la conduita mea de credincios să fie una pozitivă. Da, cum spune Scriptura, să laude pe Dumnezeu, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Să vadă faptele noastre bune și să slăvească pe Dumnezeu. Ar fi frumos să se întâmple lucrul acesta. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta și fapta mea a fost bună, eu tot mă bucur. De ce mă bucur? Nu pentru că reacția e negativă. Repet, mi-aș fi dorit să fie reacția pozitivă. Mă bucur pentru că fapta în sine este bună. Și aici avem un caz de un om care a făcut ce este bine și suferă cu răbdare când a făcut ce este bine. Lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă fapta în sine pe care a făcut-o este bună. Fapta în sine este bună, indiferent de reacția care există în exterior. Și Petru trece de la motivația care este Dumnezeu Tatăl la motivația care este Domnul nostru Iisus Hristos. Da? Ne dă o motivație legată de Domnul Iisus Hristos. Și aici sunt motivația aceasta este împărțită în două. Petru ne vorbește întâi despre modelul Domnului Iisus și apoi despre mântuirea Domnului Iisus. Ambele influențează felul în care trăim. Faptul că Domnul este un model pentru noi și faptul că Domnul a murit pentru noi. Da? El spune în versetul 21 și la aceasta ați fost chemați fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă sau un model sau un tip ca să călcați pe urmele lui. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru. Suntem chemați la lucrul acesta. Când eram în facultate la Emanuel, eu mă torsesem la Dumnezeu de puțină vreme, am auzit foarte mult discutându-se despre chemare. Care e chemarea ta? Care e chemarea ta? Care e chemarea ta? Eu mă simțeam acolo singur, așa pe din afară, care nu știam care e chemarea mea. Știam că Dumnezeu m-a chemat să-L mărturisesc pe El și să predic cuvântul, dar în rest nu prea știam care e chemare. Se discuta foarte, foarte, foarte mult de chemare. Pe texte din Scriptură și așa mai departe. Care e chemarea mea? Și ce am descoperit cu timpul? Că oameni care vor să știe care e chemarea particulară a lui Dumnezeu pentru ei, nu se interesează de chemarea primară a lui Dumnezeu pentru ei. Chemarea primară a lui Dumnezeu pentru noi este să trăim pe pământul acesta după voia lui Dumnezeu. Asta e chemarea primară. Chemarea particulară pentru fiecare dintre noi, vocația noastră nu este lăsată în Sfânta Scriptură. Andrei, tu trebuie să fii asta. Ciprian, tu trebuie să fii asta. Mihai, tu trebuie să fii asta. Da? Dar am găsit că oamenii sunt mai preocupați de chemarea lor particulară.
la ce școală să se ducă, cu cine să căsătorească și ce serviciu trebuie să aibă, în ce localitate trebuie să se ducă. Dumnezeu are ceva de spus și pentru lucrurile acestea și Dumnezeu ne călăuzește și în privința aceasta. Însă este nedrept față de noi, ba chiar aș spune că este o ipocrizie și o fățărnicire să căutăm chemările particulare ale lui Dumnezeu în timp ce noi trăim în neascultare față de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat, Doamne, care e chemarea ta pentru viața mea? Uite care e chemarea mea pentru viața ta. A, nu la asta mă refer. Nu, dar la care? Auzi ce spune Scriptura? Și la aceasta ați fost? Uite chemarea. Și la aceasta ați fost chemați. Care e chemarea primară? Chemarea primară este aceasta. Fiindcă Hristos a suferit pentru noi și ne-a lăsat o pildă, noi să călcăm pe urmele Lui. Indiferent cu cine ne căsătorim, indiferent în ce loc suntem, nu că n-ar fi importante lucrurile acestea, nu mă înțelegeți greșit sau că Dumnezeu n-are ceva de spus pentru el. Are. Dar indiferent în ce localitate ne-am dus, indiferent unde suntem, important este să înțelegem această chemare sau acest principiu al chemării. Că Dumnezeu ne-a chemat să călcăm pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Pe de altă parte, chemarea lui Dumnezeu pentru noi este doar o chemare la mântuire. A existat o controversă la un moment dat, nu știu, prin anii 70-80, dacă poți să-L primești pe Domnul Iisus Hristos doar ca mântuitor, nu ca și Domn. Nu poți. Răspunsul este foarte simplu. Controversa a fost destul de mare. Unii n-au scăpat de controversa aia și înțeleg că poți să-L primești pe Domnul doar ca mântuitor, nu ca și Domn. În pasajul acesta ni se arată că chemarea lui Dumnezeu pentru noi nu este doar o chemare la mântuire, ci chemarea este și să fim maturizați sau să fim modelați după modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Și spun foarte clar lucrul acesta. Este o travestire a creștinismului să vorbim despre mântuire fără ucenicie, fără maturizare, fără desăvârșire, fără creștere spirituală. Nu există așa ceva. Nu există tranzacția simplă pe care am făcut-o cu Dumnezeu, asigurarea pentru veșnicie, parafa pusă, ești mântuit și după aia stai liniștit și fără niciun fel de probleme. Nu există așa ceva. Nu există în Sfânta Scriptură așa ceva. Mântuirea cu modelarea după chipul Domnului Iisus Hristos merg împreună. Merg împreună. Mântuirea, într-adevăr, are loc într-un eveniment, în timp, în viața noastră, în timp ce modelarea după chipul Domnului Iisus Hristos are loc toată viața noastră. Are loc toată viața noastră. Și aș spune tot aici că noi suntem chemați să fim creștini originali. Este așa o obsesă a generației IMO, mileniale, să fie toți originali. Vor să fie originali, dar este atâta originalitate încât devine penibilă. Numai uitați-vă pe Facebook. Toți vor să fie originali. Să fii unic, să fii special, să fii neobișnuit, să fii original. Și oamenii importă mentalitatea asta de multe ori și în adunare. Începe vrește viața creștină, Dumnezeu nu ne cere să fim originali. Dumnezeu ne cere să călcăm pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Asta ne cere, să semănăm cu Hristos, nu să fim, a, uite un creștin original. Sunt mulți din ăștia, nu de asta are nevoie lumea, de oameni originali. Originali sunt peste tot. Oamenii au nevoie să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos în viețile noastre. Modelul Domnului Iisus, observați în pasajul acesta în continuare, că nu este ceva ce trebuie doar să admirăm, să apreciem. Foarte frumos. Sunt și oameni din lume care apreciază. Sunt atei care recunosc că Iisus Hristos a fost o persoană istorică, că a spus foarte multe lucruri extraordinare, că a avut niște învățături. Zic că, domnule, la vremea respectivă ce a spus Domnul Iisus Hristos a fost într-adevăr revoluționar, extraordinar. Eu am auzit atei spunând lucrul acesta. Și îl admiră și îl apreciază pe Domnul Iisus Hristos. Noi nu la asta suntem chemați. Auziți ce spune? Am fost chemați ca să călcăm pe urmele Lui. Da, e frumos să apreciem, e frumos să admirăm, e frumos să contemplăm modelul vieții Domnului Iisus Hristos, dar în ultimă instanță noi trebuie să adoptăm modelul ăsta, să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Pavel spunea într-un loc să călcăm pe urmele Lui, că și el calcă pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă cineva zice, domnule, nu-mi trebuie creștinism, am auzit și eu vorba asta. Îmi place de Hristosul vostru, dar nu-mi place de ucenicii lui Hristos sau de creștinii care îl reclamă pe Hristos. Creștinismul ne cheamă să ne luăm după oamenii care nu seamănă după Hristos sau care nu seamănă cu Hristos. Creștinismul este religia care ne cheamă ca toți să ne aliniem în urma Domnului Iisus Hristos și a oamenilor care merg pe urmele Domnului Iisus Hristos. Da? Petru continuă și ne arată importanța aceasta a reflectării modelului Domnului Iisus Hristos. Hristos a suferit pentru voi, v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Petru a fost martor ocular a suferințelor Domnului Iisus Hristos.
Noi astăzi, după 2000 de ani, trebuie să înțelegem acest lucru foarte important, că trebuie să reflectăm la acest model al Domnului Iisus Hristos și frumusețea Domnului Iisus Hristos se vede în mod special în ultima parte a vieții Lui, în felul în care a suferit, în care a pătimit, în care a împlinit planul lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Dacă vrem să fim cuceriți de acest model și să ajungem să-L înglobăm, să-L aducem în viețile noastre, trebuie să înțelegem importanța de a reflecta mereu și mereu la ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru noi. Poate nu e lipsit de importanță să înțelegem că acesta ar fi un motiv pentru care Dumnezeu a poruncit ca una dintre cele două rânduieli ale adunării Noului Testament, adunării Noului Legământ, să fie cina Domnului, când suntem obligați la propriu să contemplăm ultima, în mod special ultima fază a vieții Domnului Iisus Hristos, în care El a suferit, în care El a pătimit, în care El a murit pentru noi și a procurat pentru noi mântuirea sufletului noastre, pentru că acolo vedem frumusețea persoanei sale. Acolo vedem strălucind într-un mod special slava persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Este important, repet, să reflectăm serios la viața Domnului Iisus dacă vrem ca să îl avem pe Domnul Iisus Hristos văzut practic în conduita noastră. Practic în conduita noastră. Ne arată Scriptura aici când îl descrie pe Domnul Iisus Hristos felul în care Domnul reacționa. Felul în care Domnul reacționa. Spune Scriptura așa. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Da? Este o descriere generală a Domnului Iisus Hristos aici. Când cineva îți face rău, unul dintre lucrurile care vin imediat, așa, din firea pământească, este să reacționezi verbal, nu? În gura lui, zice, nu s-a găsit vicleșug. N-a făcut niciun rău, n-a păcătuit. Apoi trece particular și vorbește când era batjocorit. Nu răspundea cu batjocori. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Acum vreau să vă gândiți la un lucru. Domnul Iisus Hristos a reacționat. Este foarte important să înțelegem ideea aceasta sau principiul ăsta al răbdării sau al reacționării. La un moment dat, Domnul a reacționat. Vă aduceți aminte că l-a întrebat Pilat la un moment dat, l-au întrebat preoții la un moment dat, la un moment dat cu fiecare dintre ei a reacționat. La un moment dat îl plângeau femeile pe drum. La un moment dat a reacționat. I-au spus unii una și alta. La un moment dat, într-un anume fel, a reacționat. Nu reacția, nu în sine reacția într-un moment de conflict este greșită. Nu reacția este greșită, ci felul în care reacționăm. Ci felul în care reacționăm. Scriptura spune aici foarte clar. Nu zice că Domnul Iisus n-a răspuns. Da? Observați cum spune Biblia. Când era batjocorit, nu spune nu răspundea. Că Domnul a răspuns. S-a rugat pentru ei. Domnul a răspuns. Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi. Da, eu sunt. A reacționat Domnul Iisus Hristos. A răspuns Domnul Iisus. Dar uitați accentul lui Petru. El nu răspundea cu batjocori. Acest model Domnul ne l-a lăsat și în predica de pe munte. Când a spus, dacă cineva îți face rău, da, dușmanul, te blastă, îți face rău și așa mai departe. Nu spune, tu nu reacționa. Porunca de aur. Nu reacționa. Nu asta spune Domnul. Ci să reacționăm cu bine. Să reacționăm binecuvântând. Să reacționăm făcând bine. Să reacționăm rugându-ne. Este o reacție. Importantă nu este Petru nu discută aici existența reacției, ci conținutul reacției noastre. Conținutul reacției noastre și după acest principiu trebuie să ne ghidăm și noi trăirea. Reacționăm. Chiar aș spune un lucru foarte important. Nu cred că vom arăta ceva din viața creștină doar fiind lipsiți de reacție. Nu cred că vom arăta ceva. Ci vom arăta ceva din viața creștină reacționând ca Domnul Iisus Hristos. Când cineva te blastămă să nu răspunzi, într-adevăr, este un lucru important. Dar să răspunzi cu binecuvântare este un lucru creștinesc. Când cineva îți face rău, tu să nu-i faci nimic, să nu-i întorci înapoi, să nu te răzbuni, da, într-adevăr, este un lucru care merită remarcat. Mai ales că unii se răzbună. Dar să răspunzi cu bine este un lucru creștinesc. Asta e viața creștină, da? Când cineva îți face rău, te vorbește de rău, îți strică reputația sau nu mai știu ce se întâmplă și tu te rogi pentru el, este un lucru creștinesc, este un lucru creștinesc. Ce l-a ajutat pe Domnul Iisus să se comporte așa? Știți că la un moment dat a zis, stați cu minți, că dacă vreau, chem imediat legiunea de îngeri, face aici curățenie imediat. Într-o fracțiune de secundă era acolo spulberat totul. Totul era spulberat. Ce l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos? Într-adevăr, am văzut și în textul de dimineață, Domnul Iisus și-a înțeles misiunea, a înțeles, zice, tocmai pentru asta am venit, a avut ca motivație supremă dorința de a-L slăvi. A urmărit măreția lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Dar aici ni se prezintă un lucru foarte important. Spune Scriptura,
ci se supunea dreptului judecător. Un lucru care va ajuta pe un creștin să suporte multe nedreptăți în viață este înțelegerea faptului că Dumnezeu este un judecător mult mai bun decât noi. Nimeni nu poate să facă o judecată la fel de bună ca Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a predat acest lucru în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu să se răzbune, Dumnezeu să facă dreptate cum vrea El. Acesta e un lucru foarte important. Lucru care ne va ajuta pe noi. Există un sentiment normal într-un fel al dreptății pe care Dumnezeu l-a implantat în noi. Că dacă n-ar fi acest sentiment al dreptății, am transformat planeta Pământ într-un iad. Da, dacă am vrea tot să urmărim nedreptatea în mod absolut, în toate privințe, în toate felurile, n-ar mai fi Pământ, ar fi iad. Dar acest sentiment al dreptății trebuie canalizat corect. Și trebuie să înțelegem că Dumnezeul nostru și-a luat pentru El însuși dreptul acesta de a implementa și de a face judecată. Hristos a putut să nu răspundă cu batjocori, a putut când era chinuit să nu amenințe. De ce? Putea să amenințe pe drept, să vedeți voi ce o să se întâmple. Urma să se întâmple. Urma să se întâmple și s-a întâmplat cu ei. Cu evrei, în mod special, câte nu s-au întâmplat. Totuși nu amenință. Nu răspunde cu batjocuri. La un moment dat pățește și spune ce se va întâmpla cu Ierusalimul și așa mai departe. Ce l-a ajutat pe el? Ce a fost în Domnul Iisus Hristos? Scriptura ne arată. S-a supus dreptului judecător. E cineva care face o judecată mult mai bună decât tine. Mult mai bună decât tine. În anumite discuții cu prieteni de-a mei, am înțeles că unii dintre ei nu cred în această judecată. Nu cred în judecată. Dumnezeu este un Dumnezeu care iubește toată umanitatea, fiecare ființă de pe pământ și o iubește așa de mult, încât n-ar putea Dumnezeu să suporte că face judecată cu cineva și îl ține sub judecata asta o eternitate și așa mai departe. Însă natura lucrurilor cere ca Dumnezeu să fie judecător. Este unul care creează, care e proprietar asupra lucrurilor, care implementează niște legi, legile acelea sunt călcate, Dumnezeu este sfânt, este drept, este mânios și trebuie să implementeze o judecată. Natura lui Dumnezeu, natura lucrurilor create de Dumnezeu, cere ca lucrurile să meargă în direcția aceasta. Liniștea noastră este că Dumnezeu, la un moment dat, va aduce o judecată. Vă întreb, vi se pare normal ca unul care, să spunem, a spus o minciună, să aibă aceeași destinație ca și Hitler, ca și Stalin, ca și Mussolini sau alți indivizi din ăștia? Nu e normal. Nu e natural. Nu este drept. Dar noi ca și credincioși înțelegem că lucrul acesta sau principiul acesta coboară și la viața noastră măruntă, în care experimentăm tot felul de nedreptăți. Înțelegând, avem mentalitatea aceasta și ne supunem, nu amenințăm, nu ne răzbunăm, reacționăm pozitiv ca niște copii al lui Dumnezeu, înțelegând și supunându-ne dreptului judecătorii, cineva care poate judeca mai bine. Și să înțelegem lucrul acesta, că nu de fiecare dată trebuie să amintim omul, lasă că am eu un Dumnezeu să vezi ce-ți dă. Da? Domnul Iisus nu amenința, putea să facă lucrul acesta, da? Putea să facă lucrul acesta. Aici stă liniștea și siguranța credinciosului. După ce ne dă această motivație arătându-ne modelul Domnului Iisus Hristos, Petru ne vorbește despre mântuirea pe care ne-a adus-o Domnul Iisus și impactul pe care această mântuire o are în viața noastră. Zice, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi fiind morți față de păcate să trăim pentru neprihănire, prin rănile Lui ați fost vindecați. De ce eu ca și creștin pot să mă comport în felul acesta? Nu doar pentru că l-am ca model pe Domnul Iisus, ci pentru că am fost mântuit de Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost doar model pentru noi, niciunul dintre noi nu am fi putut să imităm acest model. Oricum în mod perfect nu-L imităm. Dar sub nicio formă nu am fi putut să imităm modelul Domnului Iisus Hristos dacă El ar fi fost doar model pentru noi. El este exemplu, este pildă pentru noi, este model pentru noi, dar El este mai presus de toate Mântuitorul nostru. Mântuitorul nostru. De asta Scriptura vorbește aici despre faptul că am fost, că suntem morți față de păcate. Cum am fost morți față de păcate? Păi spune cum. El a purtat păcatele noastre pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate. Cum am ajuns morți față de păcate? Prin faptul că El a purtat păcatele noastre pe lemn. El a purtat păcatele noastre pe lemn, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Impactul crucii, crucificării, jertfei, morții Domnului Iisus Hristos nu este doar asupra
vinovăției noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu se rezolvă doar o treabă legală. Suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, este șters păcatul. Ne sunt iertate păcatele. Ne este spălată conștiința, suntem liberi. Ci se face o transformare lăuntrică asupra vieților noastre, asupra inimilor noastre și asupra trăirii noastre de fiecare zi. Zice, suntem morți față de păcate. Trăim pentru neprihănire. Scriptura vorbește foarte clar aici despre aspectul acesta substitutiv. Da? Zice Scriptura foarte clar. El a purtat păcatele noastre. Da? A stat în locul nostru. Asta este Evanghelia. Nu este Evanghelia fără substituție. Cineva care a luat locul altuia. Liniștea și siguranța credinciosului nu este validă decât dacă crede în substituție. Că altcineva a stat în locul meu. El a purtat păcatele noastre. Dar ni se prezintă substituția, ni se prezintă sacrificiul Domnului Iisus. El a purtat păcatele noastre, auziți, în trupul său pe lemn. Știți că a existat o erezie și toate ereziile se reîncarnează. Se reîncarnează la un moment dat prin anumite minți bolnave. S-a spus la un moment dat că Domnul Iisus Hristos, de fapt ce a fost la cruce acolo, a fost așa un fel de show, o panoramă. Domnul Iisus Hristos era Duh. Dumnezeu a făcut așa un fel de scamatorie din asta cu Domnul Iisus Hristos, că de fapt el n-a murit acolo, că un duc n-are cum să sufere. Și dacă Hristos e duc, n-avea cum să sufere, dacă lucrurile ar sta în felul acesta, înseamnă că nu s-a făcut o ispășire la propriu a păcatele noastre, că n-a murit cineva la propriu, moartea noastră. Că n-a fost judecat cineva, crucificat, omorât la propriu un trup. Petru folosește prin Duhul Sfânt expresiile astea foarte clare care ne arată că a fost într-adevăr un sacrificiu real. Era purtat păcatele noastre în trupul său, nu în Duhul său, în trupul său pe lemn. A fost o crucificare, o jertfă reală. Hristos a murit fizic pentru noi acolo, da? Care a fost scopul jertfei Domnului Iisus? Zice că fiind morți față de păcate, morți față de păcat nu înseamnă să fii perfect, ci înseamnă că autoritatea sau puterea sau legea păcatului din noi este distrusă, este pusă altă lege în noi, da? Nu suntem perfecți, dar nu mai există o dominație, o stăpânire a păcatului. Da? Am murit față de păcat și zice, trăim pentru neprihănire. Scopul final nu este numai să nu facem păcat. Să trăim ca niște creștini ăștia zombie prin lume, noi nu păcătuim. Nu mă abțin de la aia, mă abțin de la aia, nu păcătuim. Și spune Scriptura aici, fiind morți față de păcat, de ce am murit față de păcat? Ca să trăim pentru neprihănire. Frumusețea vieții creștine este neprihănirea. Sfințenia pe care o trăim prin puterea Duhului Sfânt, ca rezultat al lucrării făcute de El în viețile noastre prin faptul că a aplicat jertfa Domnului Iisus în viața noastră. Da? Apoi spune, prin rănile Lui ați fost vindecați. Nu știu dacă știți această expresie sau această propoziție este folosită de cei care cred în Evanghelia prosperității și a sănătății, prin care spun, domnule, n-ai, e o prostie să fii bolnav. Tu trebuie să proclami, să reclami vindecarea totală, deplină, care este câștigată în jertfa Domnului Iisus Hristos. Într-adevăr, trupurile noastre vor învia și nu vom mai fi bolnavi niciodată în veșnicie, în împărăția lui Dumnezeu. Însă, în locul acesta, uitați-vă, expresia aceasta sau propoziția asta care e preluată din Isaia 53, se referă strict la vindecarea noastră de boala păcatului. Ia ascultați ce spune. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru că noi fiind morți față de păcate, a doua oară vorbește despre păcat, să trăim pentru neprihănire, da? Este vorba despre transformare. O viață de păcat transformată, omul care a trăit în păcat este transformat într-un om care trăiește în neprihănire. Prin rănile lui a fost vindecat. Nu vorbește despre o vindecare fizică, nu că Dumnezeu nu face, Dumnezeu nu poate vindeca sau că nu vindecă. Dumnezeu face lucrul acesta, răspunde copiilor săi care doresc în unele situații vindecare, însă boala cea mai gravă pe care o are umanitatea nu este boala fizică. Și este ușor de înțeles lucrul acesta pentru că boala fizică vine în ultimă instanță datorită faptului că păcatul a intrat în lume. Dumnezeu nu rezolvă efectul, ci Dumnezeu rezolvă cauza care este păcatul nostru. Vindecarea deplină o vom avea în veșnicie. Da? După ce prezintă crucificarea Domnului Iisus Hristos, Petru vorbește despre convertirea noastră. Ia auziți ce spune, versetul 25. Vedeți, în ultimă instanță, moartea Domnului Iisus, modelul Domnului Iisus, întoarcerea noastră la Dumnezeu, toate sunt folosite ca argumente pentru a justifica trăirea unei vieți noi. Căci erați ca niște oi rătăcite, aici ni se arată necesitatea
convertirii noastre. Și dacă vă uitați în jurul dumneavoastră, de mâine dimineață, cum ieșiți de pe ușă și ieșiți pe stradă, vedeți oi rătăcite. Oameni care caută, într-un fel sau altul, să satisfacă dorința aceea adâncă din inimile lor după fericire. Oameni care de dimineață până seara își caută scopul, care își caută ținta, care își caută semnificația, care își caută direcția vieții. Și vezi o lume plină de oi rătăcite. Oamenii rătăcesc. Aici, prin expresia asta, ne se arată necesitatea convertirii noastre, necesitatea convertirii. Apoi spune Petru că cerați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors, da? Întoarcerea implică o schimbare a direcției, o schimbare a direcției. Întoarcerea aceasta, foarte important, este o întoarcere către o persoană, dar acum v-ați întors la, nu la o biserică, nu la o denominație, nu la un cult, nu la o comunitate, chiar toate lucrurile acestea pot la un moment dat sau altul să aibă o anumită importanță, ci ne-am întors la păstorul și episcopul sufletelor noastre. Convertirea asta este. Este o schimbare a direcției, dar este o schimbare a direcției de la păcat, de la rătăcire, de la diavolul, de la lume, de la eu, către o persoană. Asta este convertirea. Ajung la Dumnezeu, ajung în relație cu Dumnezeu. Aceasta este convertirea. Foarte important. De foarte multe ori, convertirea este descrisă în termeni de aceștia. Numai când auzi întrebările. Tu ce ești? Ortodox. A, trebuia să fii baptist. Auzi, dar tu ești botezat? Asta pentru oameni pun întrebări care arată ce înțeleg ei că este factorul decisiv sau momentul crucial al vieții lor. Când te-ai botezat, când te-ai mutat de la un cult la altul, când ai adoptat nu știu ce sistem, tu ce ești? Păi ești din ăla, ești din ăla. Ism, comunist, sau ce mai ești ei oamenii? Convertirea creștină este o întoarcere de la păcat la o persoană, la Dumnezeu. Scopul final este Domnul Iisus Hristos, persoana. De asemenea, convertirea are în vedere în mod esențial sufletul nostru. Auziți ce spune? El este păstorul și episcopul sau supraveghetorul sufletelor noastre. Da? Hristos n-a venit să aducă o evanghelie a prosperității și a sănătății, ci lucruri și binecuvântări care vor fi consumate, bineînțeles, în noua creație, ci Hristos a venit în mod esențial să aibă grijă de sufletele noastre, Are grijă și de trupurile noastre, dar fiecare dintre noi știm cât de tare scârție la fiecare în parte. De asemenea, convertirea este mai mult decât un eveniment, da? Sau duce la ceva mai mult decât un eveniment. Auziți ce spune? Ne-am întors sau ne-am convertit sau ne-am pocăit sau am venit la păstorul și episcopul sufletelor noastre. Un păstor are oi pe care le paște. Un episcop sau un supraveghetor are niște persoane în subordinea lui pe care le supraveghează în activitatea lor. Când ne întoarcem la Dumnezeu, repet, nu am semnat contractul, nu am pus parafa și stăm liniștiți. Și am intrat sub păstorirea marelui păstor, Domnul nostru Iisus Hristos. Am intrat sub supravegherea sau sub episcopia, sunt multe episcopii, dar asta e episcopia sub care suntem noi, păstorirea sub care suntem noi, a Domnului nostru Iisus Hristos. E mai mult decât un eveniment. Convertirea este un eveniment, dar viața creștină este mai mult decât un eveniment. Convertirea asta duce la ceva, da? Și în final aș încheia cu acest cuvânt care arată siguranța noastră absolută. Faptul că îl avem pe Domnul Iisus Hristos ca păstor și ca supraveghetor este ceva ce ar trebui să aducă o liniște și o siguranță deplină în inimile noastre. Noi nu suntem a nimănui pe pământul acesta. Biblia vorbește că suntem, nu? E singurul păstor care și-a trimis oile în mijlocul lupilor, este Domnul Iisus Hristos. Dar aici este arătată puterea Lui. Aici este arătată puterea Domnului Iisus Hristos. Că păstorul nu ne trimite pe noi în mijlocul lupilor și el fuge. Da? Ci că păstorul vine împreună cu noi. Și păstorul împreună cu noi, prin noi, cu noi, în noi, face o lucrare în lumea aceasta, în mijlocul lupilor. Este o siguranță care este dată prin acest cuvânt. Ne-am întors la păstorul, la acela care cu noi, care ne păstorește, la supraveghetorul, la acela care ne are sub atenția lui în mod continuu. Însă lucrul acesta ne dă nu doar o siguranță, ci ne arată și responsabilitatea noastră. Oaia Domnului Iisus ascultă de glasul păstorului. Ne-am întors la păstorul și episcopul sufletelor noastre. Folosește, zic că Scriptura folosește termenul acesta a rătăcirii. Când oaia rătăcită este adusă înapoi, ea stă acum sub supravegherea
păstorului Domnului Iisus Hristos și ascultă de Domnul Iisus Hristos. Și trăiește cum vrea Domnul Iisus Hristos. Acestea sunt motivațiile. Ideea centrală a pasajului este faptul că motivația supremă a trăirii unui credincios, indiferent că este vorba de supunere, cum am avut în seara aceasta, în acest pasaj, fie că este vorba de cu totul altceva, alt domeniu, altă sferă, altă relație, motivația supremă este Dumnezeu. Trăim cum trăim pentru că ne poruncește Dumnezeu, trăim cum trăim pentru că e plăcerea lui Dumnezeu, indiferent de costurile și riscurile care vin la pachet cu această trăire. Și apoi am văzut că trăim pentru că Domnul Iisus ne-a lăsat un model de felul acesta, că se merită să trăiești viața aceasta plăcută lui Dumnezeu, chiar dacă implică suferință, sacrificiu și riscuri. Și avem mântuirea lui Dumnezeu care ne abilitează, mântuirea pe care Domnul a procurat-o pentru noi și pe care noi am primit-o întorcându-ne la Dumnezeu, această mântuire care înseamnă real o transformare în viețile noastre. Morți față de păcat și vii ca să trăim în neprihănire. Dumnezeu să ne binecuvânteze ca El să fie motivația supremă a noastră totdeauna și oriunde. Amin.